Pe data de 25 aprilie a fost lansat Parteneriatul Național Moldova pentru Educație, o inițiativă a Ministerului Educației și Cercetării sub patronajul Președinției Republicii Moldova. Programul are scopul să evidențieze importanța educației și să consolideze societatea în jurul dezvoltării acestui domeniu strategic. Evenimentul a adunat oficiale atât din Republica Moldova, cât și ambasadori și reprezentanți ai companiilor ce s-au aliniat proiectului, inclusiv reprezentanți din domeniul bancar. Apreciez inițiativa colegilor de la Ministerul Educației și Cercetării. Ne propunem să mobilizăm eforturile guvernului, comunității de afaceri, societății civile și partenerilor externi pentru a îmbunătăți calitatea educației în școlile din Republica Moldova. Efortul nostru comun de a apropia comunitatea de business din Moldova de sistemul nostru educațional și în special de a o coopta în proiectul Rețeaua Școlilor Model. Mulțumim companiilor care au răspuns apelului nostru și sunt deja alături de noi, prezenți în sală. Subiectul central al discuțiilor îl constituie rețeaua de școli model, care va include 35 de instituții de învățământ beneficiind de investiții de până la 70 de milioane de euro, astfel ca acestea să corespundă standardelor în domeniu și să asigure educație de calitate tuturor copiilor. Molding.com Bank, una dintre cele mai apreciate instituții bancare, aduce o contribuție considerabilă proiectului prin donații financiare direcționate către restaurarea sălilor de sport din instituțiile de învățământ. Molding.com Bank pe parcurs permanent a susținut diferite proiecte în diferite domenii, inclusiv în școli. Noi în cadrul proiectului să facem o donație de 2 milioane de lei, suma care, iarăși având în vedere deja experiența care am avut-o, cum se spune, în mens sana, corpore sana, moral sănătos într-un corp sănătos, banii aceștia o să fie canalizați pentru reparație și dotare sălilor sportive din școli. Holding.com Bank, mereu alături!